și îl rog pe Cosmin cumva să preia foarte repede legătura și dacă ne poți da, Cosmin, niște exemple concrete, practice de ce faceți voi ca să inovați în zona de dezvoltare organizațională prin programele pe care le rulați prin EMAG. E o discuție lungă aici, nu cred că ne ajunge timpul, dar pentru astăzi am ales unul dintre proiectele, hai să zicem, unul dintre proiectele de suflet, dar și unul din proiectele cu impact într-o anumită zonă care nu este foarte mult scoasă în față. Vă mulțumesc lui Raymond pentru prezentare și pentru rapoarte. Mi se pare de super impact. Eu am ales astăzi o zonă din zona de Blue Colors, unde am încercat să inovăm prin niște proiecte prin care aducem mai mult alături tinerii, alături de EMAG, încă de pe băncile liceului. Și cred că, da, ca metode de recrutare, credem că este o inovație, chiar dacă nu suntem primii care am făcut-o, și au început destul de multe companii să facă asta, dar cred că merită povestit. Eu o să prezint, o să am și câteva slide-uri, o să prezint destul de repede. Recunosc că nu sunt extrem de confortabil cu formatul în care vorbești la pereți și nu ai audiența în față, așa că o să prezint cam ce am făcut noi în zona asta și după aia aștept întrebări și de la tine și de la cei din audiență. Să vedem dacă mă ajută și tehnologia, Cosmin, dacă tu pot cum ești? Tu vorbi. mai poți sta un pic sau ești foarte, foarte presat de Da, timp, ca mai pot să sta știm, un pic da? după aceea, da. Ok, bine, bine. Sper că se vede prezentarea. Confirm eu că Super. se vede, da? Se vede. Mulțumesc participanților. Văd că sunt în număr destul de mare. Eu am mai prezentat acest proiect al nostru chiar de curând. Știu că l-am prezentat și anul trecut când am început și vorbim despre învățământul dual. Înainte de a intra în ce a însemnat și ce înseamnă de fapt acest proiect pentru noi, aș vrea să vă dau puțin tel context și să vă povestesc de ce am ales să facem acest proiect și această formă de învățământ dual. Pentru cine nu e familiarizat cu proiectul, o să intru în detalii puțin tehnice. În primul rând, zona de e-commerce și EMAG-ul per se a cunoscut o dezvoltare extrem de accelerată în ultimii ani. Asta s-a tradus printr-o lipsă a forței de muncă sau, de fapt, printr-o găsire mai grea a forței de muncă de care avem nevoie în majoritatea zonelor din organizație. Este o organizație mare și foarte mare. Avem niște mii de oameni care lucrează, chiar dacă la prima vedere pare doar un site de pe care comandăm niște lucruri, lucrează destul de mulți oameni în spate. Acum că am devenit un întreg ecosistem, și aici vorbesc și de Fashion Days, vorbesc de Freshful, de Taz, vorbesc de Same Day, clar nevoia de forță de muncă a crescut. Un alt lucru care ne-a impactat foarte tare în zona de Blue Colors este decizia de acum ceva vreme de a desființa școlile profesionale. La momentul ăsta, cred că de vreo 3 ani, s-au reînființat, doar că admiterea în cadrul acestor școli profesionale nu se face pe baza dorințelor elevilor, se face pe baza notelor de admitere și atunci, nu știu, cineva care vrea să facă lăcătuș mecanic poate să ajungă și să facă ajutor de bucătar, lucru care în marea harta a lucrurilor nu prea ne ajută. Luând în calcul toate astea, în plus față de astea, MVP-ul nostru ca angajator este foarte mult îndreptat în zona de learning și credem că educația nu ar trebui să oprească niciodată, lucru care se vede și în extern, prin susținerea proiectelor Fundației Nouă Ne Pasă și lucru care se vede și în intern. Și mulțumesc, Raymond, încă o dată pentru prezentare. Da, zona de learning din cadrul EMAG este una strategică. Am investit și investim în continuare foarte mult în resursele proprii și credem că oamenii vor rămâne alături de noi crescând în continuu în mediul EMAG. Câteva cuvinte despre Fundația Nouă Ne Pasă. A fost lansată în 2012, deci avem undeva cam 11 ani de când este pe piață. Câteva proiecte din 2012 pe care le susținem în continuare. Am început cu proiectul Hai la Olimpiadă. Am pus aici și niște cifre. Cel mai probabil o să putem să facem share la prezentare.
Hai la Olimpiadă este pentru copii cu capacități peste medie și îi instruim. Avem 54 de centre și 340 de profesori. Au beneficiat aproximativ un număr de 6.000 de elevi care au intrat în program. Programul de 140 de bătăi pe minut este pentru copiii care își doresc să facă sport, dar nu neapărat de performanță. Și la fel avem peste 1.000 de copii care au fost prezenți în programele noastre. Programul Nouă Ne Pasă, undeva la 3.000 de elevi beneficiari. Aici ajutăm copiii să treacă peste gapurile din educație și să recupereze materia pe care au pierdut-o din diverse motive. Și atunci susținem elevii și profesorii ca să facă aceste programe outside curricula școlară. Am făcut inclusiv o școală de programare, apropo de zona tehnică slash IT, care e pe buzele tuturor până ultima vreme, și am făcut chiar și un proiect de granturi. Dacă există niște proiecte interesante pe care anumite, nu știu, fundații, companii, etc., nu le pot susține, iar nouă ni se par interesante de susținut din fondurile acestei fundații, am făcut și asta și am avut undeva la 9 apeluri și 32 de programe finanțate. Cam asta e în nutshell despre Fundația Nouă Ne Pasă. Cred că mulți dintre voi sunteți clienți MAG. Acolo, la sfârșitul comenzii, una din sursele acestei fundații sunt donațiile de către clienți, așa că acum vedeți și unde se duc cumva donațiile clienților în aceste programe. Mă reîntorc cumva la clasa cu profil dual. Ce a însemnat în spate și a fost o muncă de echipă, o muncă destul de laborioasă și de lungă durată, și recunosc că a trebuit destul de multă perseverență ca să o ducem până la capăt. A luat undeva cam 9 luni de pregătire cu toată documentația și aprobarea acestei înființări. Probabil că știți, în lucru cu statul, sau hai să spunem, lucrul cu statul nu este suficient de agil sau ne blocăm în destul de multe chestii altfel decât am lucra în mediul corporate slash private, așa că a durat ceva luni până să facem acest proiect. După aceea am avut perioada de promovare și de înscrieri. Și aceasta s-a încheiat cu un număr de 24 de elevi care au început orele în septembrie 2022. Poate părea un număr mic, ce pot să vă spun este că 23 din acești 24 de elevi au rămas în continuare cu noi după un an de zile și o să povestesc la sfârșit și cum s-a prelungit acest proiect. Câteva informații despre ce se întâmplă. Jumătate, în primul, există 3 ani de școală duală. În primul an, 20% înseamnă practică, practică în depozitele EMAG și 80% teorie. În al doilea an se trece 50%, 50%, 50% practică, 50% teorie, iar în al treilea an lucrurile se inversează, 80% practică, 20% teorie. Lucrurile cumva sunt fixe și în același timp destul de flexibile. Copilașii au undeva la 6 ore în săptămânile în care vin și lucrează alături de noi în depozit. Ei încep printr-o perioadă de suport, suport acordată de buddies, mentees din zona de warehouse. Apoi urmează o perioadă de inițiere, iar ce s-a întâmplat cu toți cei care au fost și sunt în continuare în depozitele EMAG, trec prin toate fluxurile de lucru, de la cum se recepționează un produs, cum se așează pe raft, apoi cum se picuiește în momentul în care cineva a comandat produsul respectiv, cum se ambalează, cum se pune pe sorter pentru divertare, cum se până la ajunge în mașina curierului. Toate fluxurile astea sunt învățate de către toți copilașii care ajung la noi. Perioada de practică și mentorat, în care ei efectuează efectiv operațiunile în depozit, alături de oameni cu experiență, și momentul în care sunt lăsați singuri pe fluxul operațional ca să facă sarcinile de lucru. Câteva imagini din depozit pentru cei care n-au apucat să vadă imagini din depozitele EMAG. Avem
undeva la 250.000 de metri pătrați de depozit. Cred că este cel mai mare depozit sau cea mai mare suprafață de depozite din Europa Centrală și de Est. Aici este o bucată din depozitul de packables, ca cum denumim noi, colete care se pot împacheta și trimite exact așa către client. Aici este o bucată din platforma din care se divertează coletele pentru Fashion Days, așa că doamnele care sunt prezente și domnii care comandă de pe Fashion Days, cam de aici pleacă coletele voastre. Aici o bucată din depozitele de mass domestic appliances, mașini de spălat, frigidere și așa mai departe. Cum susținem elevii? Dublăm bursa oferită de către stat. Oferim transport de la acasă, respectiv pe liceu, până la depozit și înapoi. Avem masa asigurată pe timpul stagiilor de pregătire și asigurăm rechizitele necesare și, bineînțeles, echipament de lucru și protecție. Ce am omis să spun, cred că la început, această clasă pe care am făcut-o, noi am început în septembrie 2022, este la liceul Panfil Șeicaru și o să vedeți că o să continuăm și am început un alt doilea an de învățământ dual cu ei și am mai adăugat încă un alt liceu în programul nostru. Au prins primul eveniment de Black Friday la puțin timp după ce au intrat în stagiunea de practică, iar pentru noi este un eveniment pe care trebuie să-l trăiești din interior ca să-l trăiești la adevărata intensitate. Adică nu credem că putem să spunem prin vorbe ce înseamnă acest eveniment pentru noi, mai ales în zona operațională, unde o bucată din greul acestui eveniment este dus acolo. Au avut două sesiuni de practică și au rămas 23 de copii care au trecut în clasa 10-a din 24, la 90 și ceva la sută retenție, cred că este un procent foarte bun. Câteva cuvinte despre ce au spus elevii și gândiți-vă că sunt elevi, copilași de la liceu. La fel o să facem share la prezentare. Ce se întâmplă acum? Am început un nou an școlar, 18 elevi în clasa noua la liceul Panfil Șeicaru din Ciorogând la Ilfov. Și încă o clasă de 25 de elevi la liceul Dimitrie Bolintineanu din Bolintin Vale din Giurgiu. Un alt lucru foarte bun care s-a întâmplat în această perioadă este că după ce am dat startul primei clase duale, foarte multe instituții de învățământ din Ilfov, Giurgiu, adiacent București au venit către noi ca să facem aceste clase duale împreună. Li s-a părut o idee foarte bună, tocmai de a canaliza eforturile școlarilor către o meserie care ar trebui și o să aibă viitor, cea de recepționer distribuitor. Și elevii au fost și ei foarte, foarte încântați. N-am putut să facem mai multe, avem și noi niște limite operaționale de câți copilași putem să trăinuim cumva în același timp. Cam asta a fost prezentarea mea. Aș încheia cu aceeași dorință de a invita pe toată lumea într-o învățare continuă, într-o învățare continuă și în a face tot timpul sau cât se poate de mult proiecte de impact, nu doar pentru business-ul în care lucrăm fiecare dintre noi, ci și pentru societate. Cred că făcându-le pe amândouă, atunci o să vedem cu adevărat impactul pe care îl putem avea și cred că atunci putem fi cumva și noi mulțumiți de tot ceea ce facem în viața de zi cu zi, în ceea ce se cheamă Human Resources sau People and Organization, cum îl denumim noi, NEMA. Eu vă mulțumesc. Mulțumim frumos, Cosmin, mulțumim de prezentare și mă bucur foarte mult că ați ales această temă, pentru că e o temă de foarte mare actualitate. Cred că cea mai mare presiune a pieței este pe partea de bulk air în România. Și adevărul este că cumva în goana noastră de a părea cu toți intelectuali am ignorat profesiile și a trebuit cu toții să ne întoarcem din nou la a ști să facem și o meserie. Și ceea ce ați prezentat și ceea ce ați făcut, cred că susține acest lucru. Așteptăm câteva întrebări în chat, dacă sunt pentru Cosmin. Dacă nu, Cosmin, vreau să vă întreb, școala duală pe care voi ați pus-o
A spus-o pe roate, pregătește ce tipuri de meserie? E un Am cor anume ce aveți? menționat în prezentare, se numește recepționer distribuitor. Gestionar, ok, cred că mi-a Da, scăpat din mie. păcate nu există în codul COR, dar suntem în Așa. discuții inclusiv cu direcția de muncă pentru actualizarea codului COR, astfel încât să existe această meserie și să fie recunoscută per se. Sperăm să ne iasă anul ăsta. Este nu greu, foarte greu ca să schimbi niște chestii care au fost împământenite, dar așa cum a reușit proiectul și am lucrat 9 luni, iar anul ăsta l-am continuat, credem că o să putem să facem și asta, astfel încât după terminarea celor 3 ani, oamenii chiar să aibă această diplomă care să le ateste cunoștințele și meseria pe care au lucrat în timpul ăsta. Crezi că e de bun augur, și poate este o întrebare autosugerată, da, cu răspuns autosugerat, dar crezi că este de bun augur să schimbăm inclusiv percepția asupra acestor meserii și dacă voi faceți ceva în acest sens? Cred Adică, că nu știu, sunt meserii care sunt mai puțin de dorit, dacă ați testat aceste prezumții. nu cred că sunt meseri, adică nu cred în asta, că sunt unele mai puțin. Da, probabil că există niște meserii care sunt mai puțin de dorit ca peste tot, dar pe de altă parte, cred că noi le facem cumva să fie dorite sau să fie appealing pentru oamenii. Cred că depinde foarte mult și de targetare. Da, cum ai zis tu, că ok, am devenit intelectual și nu ne mai place să, nu știu, să mutăm gunoiul sau să tundem iarba sau să facem chestii de genul ăsta. Cred că e foarte mult de targetare și găsirea audienței corecte pentru un anumit tip de job. În același timp, cred că fiecare job poate fi făcut mai plăcut. Poate că nu poți să faci activitatea per se mai plăcută, că până la urmă na, tăiatul ierbii este tot tăiatul ierbii, dar cred că cu alte chestii în jur poți să faci mai plăcută. Una e să tai iarba, nu știu, în soare, fără pălărie pe cap, una e să tai iarba seara pe umbră și să mai ai și o bere rece lângă tine. Dau un exemplu. Da. Dar cam așa văd lucrurile. Și na, cum ai spus, apropo de zona de blue collars, este una dintre zonele în care găsim din ce în ce mai greu oameni. Există anumite zone, cum am făcut și noi în warehouse, sunt anumite zone pe care le-am putut automatiza și ajutându-ne, pentru că avem o organizație mare și de tehnologie, ne-am ajutat și automatizăm lucrurile astfel încât să nu creștem nevoia de forță de muncă în același ritm cu cât crește business-ul, adică la creștem, dar o să creștem mai puțin, dar rămân unele lucruri care nu se pot face fără forță de muncă. Și atunci de asta ne-am uitat noi. Și na, ați văzut probabil în ultima vreme, este greu să cauți, este greu să găsești specialiști și specialiștii pe anumite zone sunt extrem de curtați și încep să fie din ce în ce mai bine plătiți. Așa că cu cât îi specializăm înainte, cu atât vor fi cumva mai fideli modului în care și organizații în care au fost creați și formați cumva. Cam asta a fost gândirea noastră. Aveți cumva o strategie și pentru reținerea lor? Și fac acum referire la întrebarea Dorinei Bălan, cum îi rețineți în firmă după finalizarea studiilor? Dar nu aș rezuma doar la cei din program, ci în general, blue collar au sau sunt cu un risc mai ridicat, percepuți cu un risc mai ridicat să plece și e nevoie de o abordare diferită a fidelizărilor. Aveți ceva, aveți niște tips and tricks pe care ați putea să le împărtășiți? Cum îi rețineți? Cum îi motivați? Cred că e o muncă de zi cu zi. Nu cred că există rețeta succesului, facem asta și gata, stau oamenii. Am avut perioade în care am avut churn-ul, nu știu, turnover, attrition, you name it, în care a fost extrem de ridicat. Am avut perioade în care a scăzut foarte mult, depinzând foarte mult și de context și de ce se întâmplă, adică și de contextul exterior și de ce se întâmplă la noi. Da, e o populație extrem de sensibilă la anumite modificări sau nu știu, se uită dacă cineva le oferă, nu știu, o sumă foarte mică în plus la 2 lei în salariu, plus, 2 da. lei în plus, acceptă instant. Ce am făcut noi este că lucrăm foarte mult cu business-ul, adică cu managerii și, nu știu, directorul de warehouse, VP-ul de operațiuni. Am format o echipă HR cu oamenii de acolo, stăm foarte mult printre ei,
Avem inițiative o grămadă, apropo de, nu știu, well-being la locul de muncă, în afară, etc. Tot timpul suntem in line cu beneficiile și cu payout-ul, dar cred că diferența, na, asta e o bătălie. Dacă ai crescut tu salariile, o să vină și Da. vecinul și o să zică, o cresc eu, dar eu cresc cu 5 lei în plus, se duce în partea aia, așa mai departe. Cred că Da. bătălia este pe termen lung și ce ne diferențiază foarte tare de, hai să zicem, nu de competitor de celelalte companii, să spunem, în zona asta, este că s-a creat acolo o echipă extrem de, adică e o echipă veche care a rămas de foarte mult timp, iar asta atrage, dacă au rămas oamenii ăștia de atât de mult timp, e ceva bine acolo. În plus, se lucrează cu tehnologii și au acces la un mediu la care nu prea ai acces în România, că vorbim de automatizări, că înveți anumite lucruri, că e o organizație deschisă la learning și la creștere, întotdeauna promovăm oamenii meritocratic și așa mai departe. Cred că e un cumul de factori. Așa, da, putem să facem o listă cu, uite, care este strategia de pretenție, care sunt beneficiile pe care le avem pentru oameni, dar nu cred că ăsta este secretul. Noi humaniștii colaborăm cu voi și în programul de upgrade și acolo Da. mi se pare inovație demnă de menționat. Ce mi-a plăcut foarte mult la ideea proiectului este cum pot prin conversații de carieră să rețin oamenii cei mai susceptibili de a pleca din organizație, adică fix oameni care au poate vechime mică sau care au niște joburi care nu neapărat sunt cheie în organizație și contribuția lor nu este neapărat foarte clară pentru ei, adică cu ce contribuie eu sau de ce ar fi nevoie de mine. Da, și care e Și scopul lor în și muncă? care este scopul, da, și asta mi s-a părut foarte interesant, cum poți să ai o conversație cu carieră atât de devreme în cariera cuiva. Mi s-a părut că asta a fost miza voastră în subiect și e ceva inovativ, ceva atipic, că de obicei e conversația după 3 ani, 5 ani, când chiar omul ar trebui să schimbe și dar vizibilitatea pe care o dai poate să fie un motiv de un obiect de motivație și doi, că o faci nu neapărat doar cu oameni cheie, din contră, cu cine vrea sau cu cine își dorește mai mult. Cine își dorește? Așa e Da. și mi-ai ridicat mingea la fileu cumva. Da, ăsta e un alt program de care suntem mândri și na, nu că lucrăm cu voi sau că ne ajutați în programul Nu, ăsta, dar nu, chiar e un nu e. program de care suntem mândri și cred că e vorba de foarte multă voință în spate și na, îi mulțumesc foarte mult echipei pentru că cred că fiecare din echipă are foarte multă voință și dorință de a face lucruri și nu sunt niște proiecte ușoare, dar cu foarte multă voință le-am dus la capăt. Zona de entry, de upgrade, pentru că vorbim de niște job sau niște oameni care sunt de puțin timp în organizație sau de puțin timp pe un anumit job, în special junior, adică nu Da. senior. Anul ăsta am dus programul mai departe și este prima oară când ne adresăm și celor care sunt, nu știu, mid-career cumva, dar vor să facă o schimbare în carieră, nu se mai regăsesc în ceea ce fac și sper să nu vorbesc prostii, cred că undeva de 30% din oameni de acum care s-au înscris în program sunt oameni seniori, dar care vor să facă o schimbare în organizație. Și îi ajutăm cu asta. Da. Mă mai uit aici la ultima întrebare și după care promit că E ok. îți iau microfonul cum ar veni. Și mai era așa, o întrebare așa. Mie mi se pare interesant, pentru că știu că să faci ca o multinațională sau ca o națională sau ca o companie, nu contează, să încerci să faci un sistem dual. Efortul este imens și dacă cineva și-ar face calculele, știi, 23 de copii pentru câți 2 ani cred că ați lucrat voi acolo în spate și câți oameni și cum s-a gândit totul și cât s-a scris și câte discuții au fost, s-ar putea să pară puțin. Întrebare este ce ai spune companiilor care, nu știu, directori de HR sau companiilor care sunt aici și ar putea și ei să-și facă școli duale ca să-i convingi că merită? Aș spune că nu totul trebuie să aibă un return în bani. Și credem că proiectele pentru care return-ul este și în societate și în educație vor aduce impact pe termen lung. Asta așa, pe foarte scurt. Într-adevăr, dacă pui pe hârtie business case-ul pentru învățământ dual, business-wise nu este pe plus, sub nicio formă. Dar probabil că în câțiva ani
practicând asta și făcând-o din ce în ce mai mult și aducând cât mai mulți copilași la noi, o să iasă la un moment dat pe plus. Pe de altă parte, educând societatea în zona asta, nu doar că o facem noi, dar uite că sunt companii care sunt interesate să facă asta, cred că impactul se va vedea pe termen mediu și lung. Și repet, nu cred că totul este doar Cifre. despre Roi. cifre, da. Nu suntem doar niște cifre în Excel, cum ne place nouă să spunem câteodată. Mulțumesc frumos, Cosmin, Eu și mulțumesc tare mult și îți mulțumim pornim frumos din pentru mare. intervenție. Mulțumim să fie și mulțumim pentru studiul de caz foarte clar și foarte bine structurat. Mulțumesc. Mă uit așa că încă să mai scriu comentarii aici, nu știu dacă le vedeți pe toate, dar înțeleg că mai sunt companii și știam când mai sunt companii care mai fac școală duală, care s-au mai implicat în proiecte de formări duale și avem școli cu lăcătuși, cu electricieni, cu operatori, cu sudori, așa e, probabil că fără implicarea business-ului sau fără implicarea mediului antreprenorial în educație, eforturile se vor vedea foarte târziu, să sperăm dacă se vor vedea.